G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 19 pe barbă neagră. Bun venit, ia uite ce am aici. Am o grămadă de lemne, am 3 remorci aici, una pe stânga, una pe dreapta și una pe mijloc și mai am încă o remorcă aici, care așteaptă. Acum poate vă întrebați, bă, da, de ce? Ce scrie aici? Dals, fine. Dar poate vă întrebați, bă, da, de ce ai atât de multe lemne? Pentru că există un scop la ideea mea și o să vi-l arăt într-o secundă, dar mai întâi hai să vindem lemnele astea și o să vă arăt și de ce ne trebuie foarte mulți bani. Mai mulți decât avem și mai mulți decât vom face chiar. Așa că probabil o să trebuiască să mai... tai lemne. 210 din astea, mai am câteva lemne pe aici care trebuiesc trase cu wheelloader-ul și l-am aproape. Îl am aici, foarte aproape. Hai să luăm Kinga. Și toate au legătură cu fabrica de Coca-Cola. Ne trebuie la bani pentru aia de lele, 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 lele. Și ne trebuie și văcuțe pentru fabrica de Coca-Cola. Deci, da, o să le băgăm în văcuțe mai rapid decât credeam. Ia să vedem, pe asta pot să o dau jos. Yep, hai că s-a dat jos și o vindem și pe asta. Avem nevoie de ultimul bănuț pe care îl putem lua, de tot avem nevoie. Acum... voi da în spate și aduc wheelloader pentru că vreau să vând și lemnuțele astea pe aici. Am deforestat foarte mult pe acolo. Și... da. Acum trebuie să scap de cioturile alea care rămân, de rădăcinile alea. Chestia asta mă omoară. De ce? Pentru că e o activitate de pe urma căreia eu nu câștig absolut nimic. Nu fac decât să pierd timp. Scot rădăcinile alea doar pentru a mă ajuta pe mine să mă mișc cu utilajul dintr-un punct A într-un punct B. Atât. Bănișor nu ne dau deloc. Sigur, există acel mod care îți face rumeguși dacă toci cioturile care rămân, rădăcinile, dar după aia trebuie să vii cu o cupă și să iei și e foarte anevoioasă toată treaba. Bun, hai să le vindem pe astea. Nu duc wheelloader-ul acum. Pot să trec prin gardul ăsta? Nu știu dacă gardul are coliziune sau nu, nu l-am testat. Hai să ne punem jos. Vino încoa! Așa, barosane. Bun, hai să le vindem pe astea ca să ne fie mai ușor să le tragem pe celelalte. Și aparent la cum apare lemnul ăla, pare cum că gardul nu ar avea coliziune. Ok, aparent gardul nu are coliziune. Asta e interesant. Bun. L-am vândut and let's go! O să mergem acum la pădure. Și avem 321.000 de euro. Bă, nu cred că mai ajung. Nu cred că îmi ajung. O să facem o socoteală imediat după ce duc și eu tirul ăsta și o să profit de timpul ăsta să vă reamintesc că pagina Barbă Neagră are și profil. Bă, ce s-a întâmplat? De ce nu mai merge ăsta? Gata, acum merge. Are și profil de Instagram. Așa că mă puteți urmări acolo. De exemplu, recent am postat fix ce vom face în acest episod. Așa că vedeți și sneak peek-uri înainte ca episoadele să apară. Aici la pădure cred că o să urmeze partea asta, uite de aici. Uite bucățica asta de aici, cred că mă bag în ea pentru că e cam joasă, nu trebuie să mă urc pe munte, știi? Da, uite, partea asta e ca lumea și are și copacii crescuți la maxim. Deci asta e belea, că să mă duc până pe acolo e cam nasol, sincer. Și uite cât am deforestat pe aici, oh my god. Cineva zicea că nu e corect deforestat. Ok, despădurit. Da, așa place mie, deforestat. Lasă-mă și pe mine în pace, dă dislike dacă nu-ți place. Uite-te numai câtă treabă am eu de făcut pe aici. O grămadă de rădăcini și astea trebuia scoase dacă vreau să plantez copaci. Dar poate nu mai plantăm copaci, poate cumpărăm de după aia alte zone cu păduri și nu mai plantăm pe aici și le lăsăm așa. Ar fi o idee, da? Ar fi o idee. UTB-ul ăsta deocamdată stă degeaba. Hai acum să nu mai tragem de timp să vă arăt care-i treaba cu Coca-Cola, da? Deci aici avem Coca-Cola. Oh, shit. Punctul de teleport la Coca-Cola e în clădire. Oh, snap. Ok. Deci nu pot să ies de aici. Am noroc că am o mașină pe aproape. Vezi, știam eu de ce e bine să țin mașina acolo. Deci asta e fabrica de Coca-Cola. Și avem aici water, sugar și cofeină. Adică zahăr și cofeină extra pe lângă apa pe care deja o avem. Și acum m-am interesat și am descoperit că mai întrebuiesc două fabrici ca să fac fabrica de Coca-Cola să meargă. Care sunt alea? Intrăm, atenție, tot la Global Company și le aveți în descriere dacă vreți să jucați cu fabrica asta de Coca-Cola. Am băgat și alte două fabrici care sunt Greenhouse Coffein, adică o seră de cofeină și mai avem o seră, nu o seră, o fabrică de zahăr, Sugar Factory. 122.000
Hai să facem un calcul rapid. 122.000 și cu 131.000 fac 253.000. Și eu am 321.000. Oh my god, facem cumpărături, bitches, facem cumpărături. Nu știu ce aveam impresia că nu mai ajung banii. Come on, baby, o duc bine. O duc bine. Asta este fabrica de sugar. Well, shit, son. Hai să vedem pe unde o punem. Asta oare are ieșire pe spate? Ok, văd că are ieșire pe spate. Am văzut acum. Are o intrare cam ciudată, dar în fine. Păi, hai să o punem lângă. Ok. This terrain cannot be deformed. What the fuck? Cum adică nu poate fi de... Ce, mă? Really, dude? Asta nu poate fi pusă decât aici? What the fuck? Ok, deci fabricuța asta e pretențioasă. Ok, atunci fuck it. Aici o pun. N-am altă situațiune. Mai în stânga? O, da. Hai să o aducem aici. Hai să o aducem aici și o lipim de... îmi place aici. Mai am o ieșire pe partea aia. Stai să o gândesc un pic. Sau poate ar fi totuși mai bine să o pun aici și mă leg cu un drum. Da, hai să o punem aici, uite așa. Bang. Și mă leg eu cu un drum acolo. O să vedeți într-o secundă la ce mă refer. Greenhouse coffein. Nu putem să le folosim încă pentru că mai îmi trebuie niște lucruri. Mamă, cutie de moare seara asta. This object collides with another object. Ok. Pe aici putem. Nu, hai să încercăm să o întoarcem. Așa vrea? Nu vrea pe niciunde așa. Oh my god, ce pretențioasă e asta, boss. N-am decât să apelez la modul Place it anywhere. Încercam să evit acel mod pentru că îmi deformează urât harta. De fapt, nu îmi deformează harta, ci modul pe care eu îl pun, îmi intră după aia pământ, prin case și chestii astea. Și încercam să evit chestia asta. Dar aparent nu pot. Și e, da, mă, un pic de verde, mă, un pic de verduț. Nu vrea, mă, dacă nu vrea, nu vrea. Oh my god. Ok, deci clar nu vrea. Asta este. Trebuie să o plasăm pe asta după ce punem modul. Hai să vedem ce avem nevoie pentru Sugar Factory. Și pe aici trebuie să facem și drumul ăla, nu? Sau și pe aici un drum de acces. Sugar Factory. Ok, ca și model mi se pare super fine. Din nou, aici cred că avem paleții făcuți cu zahăr. Dar nu știu că pot să-i și vând. Nu cred că pot să-i vând. Sugar Cane și Sugar Beet. Oh! Sugar Beet? Trebuie să pun What? Sfeclă de zahăr? Vai! Păi o să mă coste o grămadă să recoltez. Mamă! Eu sper că Coca-Cola se va vinde foarte bine, pentru că altfel am bulinat-o rău de tot. Oh my god! Da, aici ne dă zahărul și ăsta nu ne dă decât zahăr. Și la cofeină, bineînțeles, decât cofeină. Hai să vedem ce ne trebuie pentru a pune în funcțiune și sera. Greenhouse. This greenhouse produces coffee beans, caffeine. Ok, și avem aici beansurile, ne trebuie apă, nu știu ce e asta. Ne trebuie manure, știu că ăsta e îngrășământ. Și ăsta e... Nu, ăsta e îngrășământ și ăsta e îngrășământ solid, cred că e manure. Și ăsta probabil să fie azot sau ceva. Un fertilizator ca să crească planta. Deci sigur e apă, fertilizator și manure. Așa bănuiesc eu. Deci avem două, dar ne mai trebuie și manure-ul. Well, shit, în cazul ăsta, poate e mai bine că n-am putut să cumpărăm sera, pentru că ne permite să ne băgăm în văcuțe și o să facem văcuțe. Acum, hai să facem următoarea situație. Ducem aici la landscaping. Ok, cred că e în regulă așa și vreau pe painting și dăm pe beton. Perfect, awesome. Și facem aici un drumuleanu. Hai să-l facem mai mare un picuț. Și venim prima dată așa. Și cred că un pic așa pe margine, dacă l-am face, e ok. Aici sigur o să vin cu dita mai platformă. Ok, și aici la drum, uite așa. Bun, aici mai avem o cale de acces ceva. Da, mai avem aici o parte, ok. Și o unim cu asta, fii atent. Facem așa. Și aici facem asta. Deja arată nice. Și aici mai facem o cale de acces în partea asta. Poate cine știe, mă trezesc eu că vreau să ies pe aici la drum. Habar n-am. Ideea e să am posibilitatea asta. You never know. Stau în partea asta un picuț pe hățometrie. Frumos, domnule, ia. Arată zona industrială sau ce? Bă, tata, asta e zona industrială, mă, ce avem aici. Asta e zona industrială. Adică facem o pozică așa. Prea fain, prea fain.
O să mai punem și sera, tot pe aici probabil, după ce iau modul cu PlayStation Anywhere, putem să-l plasăm oriunde. Nu avem probleme, sper doar să nu existe probleme de coliziune prea mare, adică erori din acelea în care o textură intră în cealaltă textură și alte drăcii de-astea. Bun, păi cred că știu ce vom face în următoarele secunde, și anume, trebuie să ne băgăm pe animale. Avem așa, eu am la mine, nu știu dacă trebuie să mă duc acolo, ia stai să vedem, cred că mi-apare aici. Câte paie am? Asta mă interesează pe mine. Bun, avem așa, avem 38 de tone de paie, ni le arată fix aici, da? După care avem fân, 80 de tone și iarbă, o tonă 400. Am impresia că asta reprezintă iconițele astea de aici, iarbă și fân, da? Parcă așa, că fânul e mai uscat. Bun, deci ar trebui să fie în regulă cu ce avem pe aici. Și trebuie să mai luăm niște iarbă, cu o tonă 400 nu o să funcționeze prea bine. A, da, uite, mai avem aici și vin și struguri. Și de asemenea putem să vindem și zahăr. Iar Coca-Cola putem să vedem cât se vinde, dar eu nu știu dacă se vinde paletul, tona, nu știu exact prețul ăsta pe ce e, doar că sunt prețuri de soia, sunt prețuri foarte bune. Aici de câte văd. Și cofeina se vinde mai bine decât Coca-Cola? Oh my god, ok. Ok, deci e bine să investim în treaba asta, o să ne ajute. Și avem și de pește. De ce? Pentru că pe viitor vreau să ne cumpărăm și treaba asta. Global Company are mai multe fabricuțe de astea și vreau să le punem pe toate în funcțiune. Avem Fish Factory, 150.000 de euro și ne trebuie decât porumb. Dar ne trebuie corn, doar că o să ne trebuiască o fabricuță de maize. Maize-ul făcut din porumb. Cred eu, din câte am citit, așa ne trebuie. Și l-am și pe la 14 pe undeva, nu mai știu pe unde e. A, seed maker, și ăla-i fain. Uite, grape factory, wine factory. Da, mă, l-aveam și pe ăla. Să nu-mi fi băgat eu. Cred că nu l-am băgat pe ăla. Deci, e, ca să ai fish production, să ai fabrica de, sau mai bine zis, helișteul ăla de pește, trebuie să ai și încă o fabricuță care să-ți facă mâncarea din porumb. Așa? Din câte am citit, acum eu văzut iconița aia și mă cam dădut peste cap cu porumb, poate o merge doar cu porumb simplu, să dea domnul. Și avem aici grape factory, adică vienărie, adică cramă, da? Putem să facem așa cu, se și văd rândurile de struguri. Și aici, de fapt, asta e crama, asta e winery factory și după aia luăm strugurii din vița de vie, de acolo, și băgăm aici și facem vin frumos alea. Dar întâi încercăm cu Coca-Cola, Coca-Cola, și vedem cum funcționește. Bun, acum vreau să mă duc. Unde avem eu văcuțele? Nu sunt în partea asta văcuțele. Aș vrea să mă duc să cumpăr niște vaci. Asta e toată jmenozeala, pentru că o să trebuiască manure pentru asta de să-mi crească, de fapt, cofeina. Ăsta ce e? De la Lely? Interesant asta. Putem să facem ceva cu el? Putem să facem. Milk sales. Oh! O avea sistem automat de a vinde laptele? Asta ar fi interesant. Bun. Ia să vedem. Aici merge? Nu merge. Aici merge. Vreau să văd unde pot să cumpăr. Open gate. Ok. Poate pe aici? Pot să intru înăuntru? Nu pot. Poate pe partea asta? Nu știu unde putem să cumpărăm. Would you like to pay to install a new pipeline to allow direct electricity? Asta este alt mod cu care vom juca. Și anume, trebuie să plătesc 4300 de euro ca să instalez o nouă conductă care îmi va aduce apă constant. Și asta înseamnă că nu o să mai trebuiască să mai cumpăr o cisternă și să aduc apă. Ce tare că s-a activat și modul ăsta. Îl ador. Nu pot să deschid asta. What the fuck? Open animal diet. Ah, de aici cumpăr, mă. Ok, bun, hai să vedem de care vrem. Mie îmi plac astea pătate, toate au același preț, așa că doesn't matter too much. Hai să-i dăm aici. Minus, o să mă uit la total, să nu depășească 100.000. Poate să fie în jur de 100.000, dar să nu depășească 100.000, pentru că după aia e nasol și nu ne mai rămân 9 bani să ne jucăm. Câte avem până acum? Și Ietsan. Hai încă una și restul de 10.000 o să fie taxa de transport. Aia o să fie acolo. Bun, îi dau confirm. Da. Mamă, dar sunt câteva, boss? 6600 taxa de transport și am consumat 42.000. Mua! Perfect, și ne-a mai rămas 107.000. Deci am calculat-o prea bine, bă, prea bine. Prea bine am calculat-o. Avem 33 de vaci. Mult mai bine decât mă așteptam.
Adică am jucat cu 20-25 și am avut o rată de creștere la maniuri destul, destul de bună. Așa că ce avem acum aici, oh my god, oh my god, frame rate-ul meu o să sufere. Ah, ba nu, avem 60 pe 2K, 60 motherfuckers. Nice, ia uite câte văcuțe avem, oh my god. That's nice. Poză. Am tras în poză. Left Control G Global Company. Ce? Pe hâțometrie, deci Global Company au și meniu și putem să accesăm de aici meniu. Avem Coca-Cola, avem consola și avem aici Activate Extended Placeable. What the f... Ok. Farming Object. Placeable Object. Coca-Cola. Open Overview Menu. Da. Status. Oprit. Productivitate 0 litri. Ah, și doar atâta. Deci mi arată. Select camera și pot să mă pe acolo. Ce mișto. Bă, Global Company ăsta e dat dracu, mă. E chiar super mega awesome făcut. Bun. Avem așa. Văcuțele aici, da? Ce ne trebuie în primul rând? Hai să ucem apă. O să cumpărăm conducta aia ca să aibă și el niște apiță pe aici și să nu trebuiască să vin eu cu o conductă. Nu cu o conductă, cu o cisternă, pardon. Bun, și avem mai 4300. Da, boss. Dă-i. The Rock Plumber will arrive at 6. To install your new lizard field system. Installer will be completed in 15 ore. Ce tare! Vine instalatorul, boss, și ne instalează conducta și durează 16 ore toată manopera. Frumos, domnul, frumos. Mă place. Deci pot să deschid asta? Nu pot. Pot? Nu pot. Pot. Nu pot. Ok. Și cum intru înăuntru? Nu intru înăuntru. Vin pe aici și dau mâncare. Ok, bine. Bun. Acum, ne-ar trebui fabrica de rație mixtă. Doar că... Cred că depășește cu mult bugetul. Depășește cu mult bugetul. Sell sugar. Ok, și pe ăsta trebuie să-l pun. Pe ăsta trebuie să-l punem neapărat. 142.000, asta era mișto de tot, dar n-am bani de ea. Ok, o să facem ce face săracul în momentul ăsta. Fiți atenți. Ne ducem aici, o să râdeți de mine. Am utilajul perfect pentru atunci când ești sărac. What? Warnap. A, da, am alte moduri noi pe care le-am băgat. Așa, hai să vedeți ce face un sărac atunci când vrea să se joace cu animale. Animal transport? Nu vreau animal transport, vreau animals. E, când ai aici la Animals, ce mă, nu mai mi-apare? Cred că nici nu e în categoria potrivită, măi. Cred că e la MISC ăsta. E la MISC? Nu mi-apare nici la MISC. Stai așa, am utilajul perfect, trebuie doar să-l găsesc. Chill the fuck out. Chill. Avem așa. O fi la Skid Steers. Ia, MISC aici poate? Nu, nici aici. Poate la Cars. Nu, nici aici. Ok, nu că-l găsesc, că-l găsesc. Skid Steers. Nu, că eu stau aici. Îi stăm, dau de furcă. Aici nu. Unde s-a ascuns? Aici. Nu, a fost pe aici. Telehandlers? Poate? Nu. Mowers? Unde l-am pus? Deci, categoria în care e el e ciudat. Deci la Animals nu a fost. Dar să mai intru o dată prin ele și să le dau un chat. Nu e. Aici nu e. M-am uitat o dată? Nu e. Gata, m-am uitat de ajuns de multe ori. Animal transport? Poate? Nu, nu e nici aici. We loaders, telehandlers. Mamă, și chiar îmi trebuia asta. Dar sunt curios că nu-l găsesc. Ce-l avem pe ăsta? Dura hall... Așa că sunt pus într-o dilemă. Unde l-am pus? Unde e? Bine, impropriu spus unde l-am pus, că automat se plasează singur. Dar sunt tare curios. Telehandler, forestry, loading wagons, poate? Nu. Mă, și știu sigur că l-am. Manier spre... E vorba despre un utilaj care face rație mixtă. Doar că automat se bagă prost. Poate pe aici. Nu e nici aici. Deci o să-mi trebuiască multe de pe aici. Am luat o nouă. Asta este. Am luat o nouă de asta zi, mă, presă de balotat și asta este absolut genială și merge și cu viteză mare atunci când recoltează, ceea ce o să... 28 de km pe oră mai exact. Băi, dar sunt foarte croit pe treaba asta. Și nu-mi dau seama. Multifruit, nu.
Potato, fertilizer, crop slurry, wither, hydrogenis, așa. Animals, nu e, m-am tot uitat pe aici, dar nu e la animals. Băi, este incredibil, aș fi jurat că la misc pe bune. Incredibil așa ceva, uite că nu mai găsesc. Amazing stuff. Cum fac eu să-l găsesc pe ăsta? Aici e! L-am găsit, da! Aici e, uite-l, IFA Multicar, 4000 doar. Și ce o să facem să-l închiriem, pentru că nu știu cât de bun e și nu știu sigur dacă merge. Mă înțelegi ce vreau să spune. Zice, a 4-inch mixer, wagon, blend silage, hay and straw into total mix ration. That can be fed to cows. Silage, hay and straw. I have hay, I have silage and I have straw. So I don't need... Deci nu trebuie iarbă. Awesome! Bun. Acum, cum îl aducem pe ăsta? Vezi tu, asta e jimenozeala jimenozelică. Ne ducem aici la Coca-Cola. Hai să facem și noi frumos. Ne ducem în raba noastră de cola așa, rusească, care apropo merge absolut genial și ia curbele superb. Am aici porta... Ok, am porta desfăcută. Tot deschis. Aoleu, tocmai ce lăudam. Ia uite ce frumos se vede. Acum lumina cu acest shader demențial, boss. Ah, mi se pare că acum pot să vară și depth of field, dacă nu mă înșel. A, merge? Nu știu că merge. Merge depth of field? Nu merge. Nu știu, din nu știu ce motiv nu merge depth of field atunci când filmez. Dar eu când nu filmez, merge. Și ceea ce e ok, pentru că eu l-am luat pentru poze, pentru thumbnail-uri, nici de cum pentru a filma cu el, pentru că e ciudat. Bun, avem aici remorcuță, fiți atenți. Avem aici remorcuță, dar nu știu sigur dacă asta are trapă, are trapă. Aaa, n-are trapă, mă. Are trapă, are. O, doamne. O, doamne, totul e miniatură la noi astăzi. Bun, hai să aprindem luminile, fie mai interesant așa cu luminile aprinse. Iau te-l, tata. Multicar, baby, multicar. A? Uite-l, bă, cât aia e. Nu ajunge asta la 30 ceva de văcuțe câte avem noi? Oh my god. Ok, vreau să zic, hai să vedem cum e de la interior, dar nu are interior, în fine. Ok, let's go. Încape aici? Aparent nu. Am exagerat, nu? Am cam exagerat un pic așa. Hai mă, de ce nu mai merge? What the f... Vem și pe desktop. Chill the fuck out. Stai așa. Am foarte multe moduri, se bat cap în cap și uneori îmi iese și pe desktop. Like, o rezolv, o rezolv. Așa. Mai jos nu merge. Aaaa, păi ce-a făcut mă nene, mă? Și nu pot să o urc pe asta. Oh my god. Bă, speram să o duce și noi frumos. Păi dacă vin cu viteză, ce se poate întâmpla? Oh, ce animal! Hai mă, hai cum, hai mă că merge, mă. Nu merge, boss. Oricât aș chinui-o, nu merge. Hai să vedem că am altă remorcă de asta interesantă. Și ar trebui să am. Mă duc la Baylink, că probabil pe aici avem platforme. Uite, asta e interesantă. Flygel, dar probabil e prea mare. O, dar e prea mare și nu am rampă. Shit. La aia nu am rampă. Asta are rampă. Nici la asta nu am rampă. God damn it, dude. Vreo platformică ceva pe aici cu rampă? N-avem. Opa, opa, ia să așa. La low loaders? Poate avem ceva mai restrâns un pic. Uite ăsta, ăsta e mai restrâns. Ăsta nu e chiar atât de mare. Ăsta e perfect pentru ce vreau eu. E absolut minunat. Ia, mai am și altceva. O avem pe asta, mă, care și... pe asta o căutam, mă, nene, eu. Asta e perfectă pentru mașina noastră. Gata, tati, pe asta pe tine te iau. Trelebor, no tension belts. With tension belts. With, boss, with, că să fie în regulă. Și dăm un... zoom. Îi dăm un list ăsta, îi dăm un list. Așa, să facem noi lucrurile frumoase, înțelegeți? Cam așa se treabă. Ia mă, și acum dacă decuplăm mașina de aici... Hai să ne cuplăm la cealaltă remorcă. Așa mă, am mai jucat cu remorca aia și e super faină. O știu și funcționează foarte bine, nu are erori. E very nice. Oh, s-a dus. Hop. Ba, a mers pentru o secundă. Ia uite-o. Gata, tata. Aici merge cu X-ul, pac, frumos, se dă rampa jos și dita mai rampa, adică pot să urc și remorca de asemenea e la fel de lată cât mașina, dacă nu chiar un pic mai lată. Și funcționează foarte bine pentru utilaje de astea. Asta e prea mică, like, what the fuck, decât un balot îmi intră acolo. Aia e inutilă remorca aia.
Uite, abia intră aici. Oh my god. Atât. Ia uite dat. Bun. Putem să punem astea? Da, putem. Holy shit. Ok. Deci putem să punem și kingile. Interesant. Am pus o king, am pus două. Hai să punem și pe a treia. Cred că mai am una aici, nu? Da, mai am și pe asta aici. Nu știu dacă funcționează vizual, nu par a fi ok, dar nu vedem. Trebuie să pună la mai în față, nu? Ok. Cumva a intrat prin el. În regulă, așa o lăsăm. Let's go! Ha-ha! Tot în miniatură, boss! Mamă, deci eu am atâtea vaci și eu duc chestia asta. Never mind. Pe asta trebuie să o punem în funcțiune. Nu știu cum, trebuie să luăm și o cupă pentru reloader, dar nu pentru... Opa, uite asta, abia merge. Oh my god, nu pot să merg drept. Mi-ar trebui și un skid steer, ceva micuț, pe care să folosesc să manevrez la văcuțe. Mamă, deci la viteză aproape am pierdut oh my god. Ok, chill the fuck out. Aproape am pierdut controlul din cauza greutății pe spate. Greutate foarte mare. Se pare că remorca asta este practică, doar că nu atât de sigură la viteze mari. Și Ietzan. Așa o țin dreaptă și după aia citinesc că trebuie să mai fac vreun vir. Oba, am omis rândurile de paie. Ia uite cum face utilajul în spate. Lol. Deci pe roțile din față s-a lipit de kingi, dar nu și pe cele din spate. Gata, barosane. Așa, tati. Și tu vei sta acolo mereu, frumușel așa? Bă, măcar un pic așa pentru început, știi? Până când mai tai o lemne să mai facem niște profit. Și totodată acum trebuie să mai semănăm. Mă, deci aveam atât de multe făcut. Gata, boss-ul, te-am ajuns acasă, bun. Un skid steer, por favor. Ce skid steer îl avem? Îl avem păstrat la 58, dar de ce n-aș lua un Holland ăsta care e super mișto? Ceva interesant pe aici? Cred că un skid steer nu este bun acum. Cred că o să luăm un front loader. Cred că luăm un front loader și folosim joskinul. Sintracul, pardon. Aveam joskinul în minte și pac, pac. Front loader for 4-5T with wheel loader attachment. Asta ne trebuie. What the fuck? 33 de mii, dude? Nu. Ok, în cazul ăsta trebuie să cumpărăm un skid steer. Fuck it. Păi ce, dau mai mult pe atașament? Like, what the hell is that? No. Nici nu. Skid steer loaders. Ce trebuie? Nu trebuie decât o cupă. Hide down bucket. Asta trebuie. Pac, luăm cupa asta. O cumpăr. Și luăm New Hollandul ăla, că și așa n-am jucat de prea multe ori cu el. Adică ăsta. Eu tot timpul joc cu ăsta, că mai ieftin. Și e pe roți. Dar de data asta hai să-l luăm pe ăsta pe șinile. Diferența e că... ia stai un pic, ăsta merge cu 12 km pe oră și ăsta... Cu 18... Bă, ce-a făcut mă nenea, mă? Ăsta cu 8... tot pe ăsta trebuie să-l iau. Din păcate, nu am ce să fac. Ăsta este mai bun. Asta este. Este net superior. Dar dacă renunț la skid steer și luăm un front loader... Cât mă costă? 60 de mii. Îl gade eu. Și un telehandler... 91 de mii, un mod, 75, 100, prea mult. Și aici? 37 de mii ăsta, doar că nu pot să-i pun bucket, probabil. Da, deci atașamentul la Sintrac este cea mai ieftină posibilitate în momentul de față, doar că eu vreau un utilaj special pentru vaci. Așa că îl voi lua pe ăsta. Îl luăm pe ăsta, mai ales că am luat deja și cupă, cred că este investiția perfectă. Așa că îl dăm pe nenea ăsta jos. Mă duc la magazin, iau skid steer-ul, îl aduc și continuăm data viitoare. Până atunci, v-am salutat!